Cele mai multe emoții le-au avut părinții, spun că a fost o perioadă dificilă și din cauza incertitudinilor provocate de greva profesorilor. Intens. S-a pregătit foarte mult. Acum concentrarea ei, atenția și puțin noroc. După 2 ani de pandemie și sfârșitul a fost greu, sperăm să fie bine. Eu zic că este un copil bun și vom avea rezultate bune, sperăm. Elevii au ieșit din sălile de examen încrezător că vor obține note mari pentru că subiectele nu au avut un grad ridicat de dificultate. Au fost subiecte ușoare, mă așteptam să fie mult mai greu decât a fost la simulare, dar chiar a fost mult mai ușor. Am avut caracterizare de personaj, deci nu a fost atât de greu. Am avut emoții, dar am trecut cu bine. Subiectele? Au fost ok, să zicem. Nu ne-au pus probleme. Mai dificile decât la simulare? Nu. Cam la fel. Au fost ușurele. Un exercițiu mi-a mai pus probleme, dar cam atât. La gramatică? Nu, la literatură. Sper un 9. Măcar a fost caracterizarea mai grea, cam lungă. A fost cam mult de scris, dar a fost bine. Niciun elev nu a fost eliminat din examen în județul Dolj. Din numărul total de 4.470 de elevi înscriși la nivelul județului, au fost absenți un număr de 301, dintre care 65 de absenți în Craiova și 236 de elevi în județ. Și elevii din Teleorman spun că subiectele au fost accesibile și se așteaptă să obțină note bune. Ne-a picat caracterizarea, a fost ușor, am ieșit primul, dar am scris. Au fost unele exerciții destul de complicate, trebuia să fii atent, dar în rest, după părerea mea, chiar a fost ușor. Odată intrați în sala de examen, după ce au primit subiectele, candidații au mai uitat de emoții. Nu același lucru s-a putut spune și despre părinții sau bunicii elevilor, care au așteptat cu sufletul la gură încheierea probei. Să sperăm că nu le transmitem emoțiile și tot o să fie ok pentru ei. Multe emoții și să sperăm că va fi bine. Miercuri, absolvenții de clasa 8-a vor susține ultima probă, cea la matematică. Primele rezultate vor fi comunicate miercuri 28 iunie până la ora 14. Contestațiile pot fi depuse pe 28 și 29 iunie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 4 iulie.